Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile Mega TV. De 11 zile, o femeie de 77 de ani din Brăila este de negăsit. În zadar se chinuie familia și polițiștii. În dimineața zilei de 25 noiembrie 2013, în jurul orei 9 dimineața, Mândica Sterian, în vârstă de 77 de ani, a părăsit în mod voluntar Spitalul Județean de Urgență Brăila. Femeia se afla la unitatea spitalicească pentru efectuarea unor investigații, deoarece suferea de afecțiuni psihice. De la data dispariției, femeia nu a mai fost văzută de nimeni. Polițiștii de la biroul urmăririi al Serviciului de Investigații Criminale au efectuat verificări inclusiv la unitățile spitalicești din municipiul și județul nostru și continuă cercetările pentru depistarea persoanei dispărute. Cine poate da relații despre locul în care se află această femeie este rugat să apeleze gratuit numărul de urgențe 112 ori să se adreseze cele mai apropiate unități sau subunități de poliție. La ședința de astăzi din cadrul Consiliului Local Municipal, primul punct ce trebuia să fie dezbătut a stârnit grave controverse între consilieri. Este vorba despre aprobarea planului urbanistic zonal pentru obiectivul Ansamblul Caporal Mușat. Deși 7 consilieri au votat pentru scoaterea de pe ordinea de zi, respectivul proiect a rămas în picioare. Consilierul independent Simona Dreghincescu a ținut să reamintească faptul că s-a opus încă din momentul în care s-a luat decizia ca suprafața fostei unități militare Caporal Mușat să fie trecută din domeniul public în cel privat. Cred că sunt unele discuții vis-a-vis de planul urbanistic zonal. Aș solicita să-l scoatem după ordinea de zi, pentru că nu este chiar normal ca să discutăm o asemenea chestie foarte importantă care are mari semne de întrebare într-o ședință extraordinară și nu într-una ordinară. În altă ordine de idei, dacă nu veți aproba acest amendament al meu și cu siguranță nu o să-l aprobați, cred că m-am uitat cu mai multă atenție pe acest plan urbanistic zonal, mai ales în condiția în care eu m-am opus la momentul când a fost scos din domeniul public în domeniul privat ca să fac obiectul unei concesiuni către un terț, fiind convinsă că o să găsim o mulțime de lucruri de discutat despre acest punct. Sunt foarte multe lucruri care nu sunt inadvertențe în acest plan urbanistic zonal. Următoarele etape sunt identice. Adică, și vă spun despre ce e vorba, despre planul, despre certificatul de urbanism, despre temele de proiectare și așa mai departe, toate acestea nu corespund cu ceea ce am aprobat noi în Consiliul Local. O să-mi spuneți cu siguranță că face obiectul acest plan urbanistic zonal, face obiectul întregii zone. Vă contrazic, pentru că în documentație o să vedeți că o să găsiți printre rânduri și referire la cei 97.751,25 metri pătrați, care înseamnă cazarma 493 și 567. Planul urbanistic zonal pe care îl avem în față face obiectul face obiectul strict al lotului 1 cu privire la cazarma 493, iar terenul aferent este de 40.842. Niciodată Consiliul Local Municipal nu a aprobat în acea zonă să fie piața agroalimentară, hotel de 5 stele, zonă rezidențială, pe cei 40.000, zona rezidențială, Consiliul Local a aprobat-o să fie în celălalt lot, lotul numărul 2. Foarte multe lucruri despre care am discutat de-a lungul timpului și care s-au născut controverse, le-am adus la cunoștință la momentul potrivit. Am ajuns în acest moment când n-am înțeles la un moment dat de ce trebuia să facem noi ca și comisie raportul. Dar acum, având în vedere ceea ce se scrie în acest plan urbanistic zonal, în ceea ce se scrie certificatul de urbanism, ceea ce urmează a se scrie autorizația de construcție, printre rânduri se schimbă în totalitate ceea ce am aprobat inițial. Primarul Aurel Simionescu a precizat că investitorul care a preluat lotul de 46.000 de metri pătrați a efectuat și planul urbanistic zonal. În acest plan au fost trecute toate informațiile cu privire la ce se va construi nu numai pe cei 46 de metri pătrați, ci pe întreaga suprafață a fostei cazarme. Edilul a mai adăugat că unul dintre cei 3 investitori dorește să păstreze clădirea comandamentului plus alte 2 imobile, deoarece au valoare istorică. Grupul nostru de consilieri este de acord cu cele prezentate de doamna Dreghincescu. Vreau numai câteva completări să mai fac. Constat că nu suntem consecventi. Deci, s-a aprobat un puz astăvară, acum se vine cu totul altceva. Dacă vă aduceți aminte, tot pentru a fi consecvenți, noi la momentul când s-a aprobat concesionarea acestui teren, noi am fost împotrivă pentru faptul că am considerat redevența foarte mică.
Și acum o considerăm foarte mică, ținând cont de faptul că acum concesionarul va beneficia și de acele clădiri care rămân în picioare. Fiind consecvenți, ne retrăvăm dreptul de a vota împotrivă. Am fost de acord cu amânarea acestui proiect. Și era mai bine dacă încercam să-l amânăm și poate discutam concret și cu beneficiarul acestui contract de concesiune. Contractul de concesiune este făcut pe obiectiv comercial. Nu e nici pe hotel, nici pe piață, nici pe alt ceva. Doi. Prin contractul de concesiune, firma care lua acest lot se obliga să facă puzul pentru toată zona. Dacă citiți bine ceea ce scrie în raportul de specialitate, o să vedeți că este vorba de zona care cuprinde ambele cazări. Și aceasta despre care facem vorbire mai mult și cazarma cealaltă. Deci dacă vă uitați, este zona șoseaua Buzăului, Grigore Alexandrescu până la vizirul 1, strada Radu Negru, care este în vizirul 1, și șoseaua și Calea Călărașului. Deci, obligația pe care și-a asumat-o, cel care a concesionat primul lot, era să facă planul de urbanism zonal pentru toată această zonă. A menții lucrurile acum și a spune că de fapt este numai despre bucata lui, despre altceva, este un lucru pe care îl putem spune oriunde, dar nu pe hârtie. Deci ceea ce s-a prezentat și avem în față, și aveți dumneavoastră, este vorba de planul de urbanism zonal pentru ceea ce înseamnă cazarma, cum o numim generic, Caporalul Mușat, spațiul vizirul 3, spațiul cazarma Sfinții Brâncoveni și o bucată din vizirul 1. Și cum una dintre clădiri se află pe o porțiune de drum ce urmează a fi construită ca legătură între șoseaua Buzăului și cea a vizirului, s-a decis ca drumul să fie decalat cu 5-6 metri. Odată ce vor apărea spațiile comerciale, precum și locuințele, primăria dorește să denumească străzile cu numele unor cadre militare care au slujit patria. Taxa de salubritate încinge spiritele la nivel de conducere a municipalității Brăila. În ultimul timp s-au creat adevărate controverse referitoare la tariful ce urmează a fi stabilit de către primărie pentru cetățenii care au sau nu contracte cu firmele de salubritate. Edilul a menționat că în momentul în care oamenii vor plăti într-un singur cont, adică unul special, atunci banii se vor cheltui doar pentru curățenia orașului. Primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, a declarat în ultima conferință de presă că taxa de salubrizare este un tip de informare a populației. Municipalitatea vrea ca banii pe salubritate să fie plătiți într-un singur cont, care va fi special. În felul acesta, primăria va plăti operatorii de salubritate din banii respectivi. O informare. Pentru că noi am discutat de mai multe ori problema asta și acum am pus-o pe hârtie, ca să spun așa, și am pus-o informare. Cam asta e un anumit tip de gândire. O discutăm și o vedem. Dacă este ăsta, dacă nu este altceva, dar nu este un proiect de hotărâre de Consiliul Local. La discuția a fost făcută. Sunt două elemente. Primul, că, ca să înțelegem bine, nu este vorba de o nouă taxă, înlocuim, sau se dorește, înlocuirea relații pe care financiare, pe care cetățeanul sau asociația de proprietari, de locatari, o are cu o firmă de salubritate, cu relația dintre autoritatea locală și firmele de salubritate. Repet, relația financiară. Deci cetățenii nu mai plătesc la prestatorul de salubritate, ci plătesc la municipalitate care creează un cont separat. Acest cont separat este folosit numai pentru prestarea serviciilor respective și se fac plățile din acest cont. Avantajul fiind rațiunile, nu dacă o să fie un foarte mare avantaj, dacă mă întrebați pe mine, vom avea o discuție despre faptul că atunci când salubristul nu-și face treaba, nu mai este relația cetățeanului să certe cu el, ci o să vină la primărie, că primăria, el plătește la primărie banii respectivi. Deci aici, dacă vreți, un dezavantaj, dacă vrem să discutăm subiectul ăsta. Avantaj sau, mă rog, rațiunea fiind legată, odată financiar, colectarea impozitelor noastre este de peste 90%, relațiile dintre proprietari, cetățeni și salubriști este de 60-62%. Pentru că
din vari motive și din cauza lor și din cauza cetățenilor, nu se fac aceste contracte de salubritate. Și de fiecare dată, așa cum știți, noi facem tot felul de campanii de ecologizare, luăm toate alea, toate gunoaiele, în toate locurile posibile și imposibile din oraș, și bani care sunt depuși de către cetățeni, și toate costurile respective sunt suportate din bugetul public. Al doilea lucru este legat de faptul că prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, partea de salubrizare, pe care noi o începem, l-am început de anul ăsta ca și procedură, dar efectiv probabil va începe anul viitor, când s-a făcut analiza sustenabilității programului pe timp îndelungat, pe 10-15 ani, s-a luat în considerare și această colectă, cât adunăm noi, astfel încât să se poată suporta cheltuielile legate de funcționarea programului. Pentru că în program există, în afară de activitatea propriu-zisă, este acea stație de sortare și de compost, care trebuie să fie într-un fel oarecare susținută această activitate. Edilul a mai adăugat că în felul acesta toți brăilenii vor plăti respectiva taxă, transferul plăților făcându-se direct către primărie. Consilierul independent Simona Dreghincescu este foc și pară pe viceprimarul Alexandru Dănăilă. Aceasta cere, fără drept de apel, ca Dănăilă să-și dea demisia din fruntea primăriei. Consilierul independent Simona Dreghincescu s-a arătat contrariată de faptul că viceprimarul Alexandru Dănăilă încă mai este pe scaunul din fruntea municipalității. Aceasta a precizat că va solicita demisia lui Dănăilă, deoarece timp de 5 ani a lăsat ca o simplă femeie să se chinuie. Este vorba de un caz petrecut în anul 2008, când Alexandru Dănăilă a fost ajutat de către o femeie care și-a ipotecat bunurile pentru un credit de 280.000 de euro. Pentru documente pe care le-a semnat și care au dus la distrugerea unor vieți private, eu solicit public domnului Alexandru Dănăilă demisia din această funcție pe care o deține, din toate funcțiile publice pe care le dețin, și dacă nu mă credeți pe mine pe cuvânt, eu o să vă dau numele și numărul de telefon al doamnei pe care a rămas în stradă datorită unui credit pe care domnul Dănăilă l-a semnat. A avut mandat până la un punct pentru a semna un asemenea tip de credit, adică în sensul că a avut un mandat pentru o ipotecă, pentru un credit, ca să semneze o ipotecă și să semneze creditul respectiv în calitate de garant ipotecar, a semnat creditul în calitate de garant fidejusor. Dumneavoastră nu știu dacă știți ce înseamnă fidejusiunea. Fidejusiunea este un contract care angajează toate bunurile și veniturile celui care semnează asemenea contract, trecute, prezente și viitoare, și acesta este obligat până la sfârșitul vieții să achide un credit sau să plătească cu bunurile pe care acesta le deține și să fie supuse executării silite oricând vis-a-vis de credit pe care a fost vis-a-vis de credit care a fost semnat. Eu am aflat această tragedie de mult timp, știu, dar am crezut că este o glumă. Am verificat foarte bine acest lucru. O să vă dau numele și persoanele respective și dacă domnia sa va dori să vorbească cu dumneavoastră, este de-o. Eu mi-am făcut datoria să-i cer doar, să-i spun că am luat la cunoștință, nu fac publice documentele pentru că nu am eu această calitate. Dumneavoastră, dacă doriți să vorbiți cu persoana, vă dau numărul de telefon al doamnei și luați legătura cu dânsa. Este o tragedie ce i s-a întâmplat și nu aș vrea ca să se întâmple la fel și cu bunurile municipiului Brăila, adică să domnia sa să primească un mandat și să semneze mai mult decât Consiliul Local sau primarul municipiului Brăila i-a acordat un mandat. Și cum femeia nu a avut de unde să returneze banii, iată că aceasta și-a pierdut bunurile de valoare și imobilul în care locuia, ea rămânând pur și simplu pe stradă. Astăzi, la Teatrul Maria Filote a avut loc premiera celor 51 de familii care au reușit să stea alături 50 de ani căsătoriți. Primarul Aurel Simionescu a dat citire fericitelor familii, le-a urat la mulți ani și să poată să treacă peste lucrurile mai puțin plăcute. Cele 51 de cupluri de aur din Brăila au fost recompensate de către conducerea primăriei cu diplome de excelență, fidelitate și premii în bani. Pătrâneii au primit încă de săptămâna trecută cei 500 de lei oferiți de către municipalitate. Cea mai longevivă familie din acest an, care s-a aflat în sala oglinzilor a Teatrului Maria Filoti, a fost reprezentată de Petre și Leana Candidatu, aceștia împlinind 57 de ani de când sunt căsătoriți. Știți, în acești ani, mulți intervin și lucruri mai plăcute, și lucruri mai puțin plăcute, ca așa este în viață. Puterea de a trece peste lucrurile mai puțin plăcute și a ne bucura de cele care sunt plăcute, cred eu că ține
căsnicie, o instituție care din ce în ce mai puțin scade în valoare. O știți cu toții, o vedeți cu toții de la copiii noștri, de la nepoți, de la toți cei care sunt în preajma noastră. De aceea, urmând o tradiție de acum, la momente deosebite din viața municipiului, Primăria și Consiliul Local acordă o diplomă celor care au venit 50 de ani de căsătorie, de asemenea un mic premiu care se dă că a ajuns deja la dumneavoastră prin intermediul poștei, o floare și un mic spectacol pe care ați vizionat din partea copiilor noștri, cei care, până la urmă, vin să ne ia locul într-un traseu normal al vieții pe loc. Astăzi, familia care are cei mai mulți ani de căsătorie, familia domnului candidatul Petre și Iarca, un om cu care am lucrat multă vreme, pe care l-am respectat și îl respect, și care adaugă la respectul pe care l-aveam, respectul vârstei și a 57 de ani de căsătorie. Sincer, mi-aș dori să ajung la 57 de ani de căsătorie. Până atunci să înțelegem că ne respectăm, că ne suportăm unii pe alții într-un moment în care viața este și așa destul de agitată. Deci, domnul candidatul, peste doamna candidatul Dragnea, vă doresc sănătate, toate cele bune, mulți ani împreună. Aceasta este diploma. Manifestării, grupuri de copii au prezentat un program artistic de colinde pentru familiile sărbătorite. Turului a oficializat clasarea pe primul loc în cele două serii a echipelor Stars Brăila și Gloria Movila Miresii. Ultima rundă a turului nu a fost lipsită de surprize. Cea mai mare dintre ele s-a consemnat la Gropeni, unde Dunărea din localitate a câștigat cu 3-2 partida cu a doua clasată Dunărea Tichilești. Gazdele au condus de două ori grație reușitelor lui Mălureanu în minutul 8 și Novac în minutul 52, însă de fiecare dată oaspeții au stabilit egalitatea prin Mazil în minutul 12, respectiv Toader în minutul 70. Când nimeni nu se mai aștepta la o nouă răsturnare de scor, în primul minut de prelungire al reprizei secunde, Burghele a marcat golul de 3 puncte pentru Dunărea Gropeni. Stars a câștigat cu 7-1 partida cu Șoimi Unirea și s-a distanțat la 7 puncte de a doua clasată. Partida Spicul Zăvoaia Voința Bărăganu s-a încheiat la egalitate 3-3, însă pentru că oaspeții au folosit un jucător cu 4 cartonașe galbene, Spicul Zăvoaia a câștigat partida la masa verde. În seria a doua, Vulturul Horia a fost la un pas de a administra liderii Gloria Movila Miresii prima înfrângere. Grație golurilor marcate de Mihai Hrincă și Viorel Ciucașu, Vulturul Horia a condus cu 2-0 la Movila Miresii. În repriza a doua, însă gazdele au alergat după egalare, Munteanu în minutul 58 a redus din diferență, iar cu 11 minute înainte de finalul partidei, Marian Panțuru a înscris golul egalizator. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Mega TV. O seară frumoasă, la revedere!